Primul decret care îl voi semna imediat după alegeri va fi dizolvarea la cel mai corupt și murdar parlament din istoria Republicii Moldova. Noi nu mai avem nevoie de administrație raională, oameni buni. Sistemul ăsta de administrație raională pe noi ne costă sute de milioane de lei pe an. Eu înțeleg că toate guvernele au fost bucuroși ca toți cetățenii din țară să meargă la lucru peste hotare, ca în valută în țară să fie mișcăți mai mulți bani. Dar este o practică care distruge țara. Astăzi noi am elaborat un proiect pentru tinerii specialiști, pentru familii tinere, apartamente sau case în ipotecă cu 0%. Și vă spun de unde-s banii. Noi avem astăzi, conform legii, 10 de miliarde de lei care stau în rezervele băncii naționale. O să fac tot posibil ca cele mai importante ramuri în Republica Moldova să fie controlate de stat. Îi place cuiva asta sau nu. Eu sunt unicul astăzi candidat care este susținut și din diaspora europeană, și din cei care muncesc în Federația Rusă, și cei care sunt pentru Helmut Ducadam cu steaua, și cei care sunt coordonat dosar. Deci la mine bazinul electoral e mult mai mare. Sunt unicul candidat care are acoperite toate secțiile de vot din statele europene, toate din Federația Rusă, practic toate din Statele Unite ale Americii, Israel. Asta înseamnă că și în est și în vest oamenii au încredere în USATE. Vă doresc succes și să deveniți campioni nu doar național și mondial. Salut! Voi înțelegeți perfect cel mai mult fric guvernarea au avut de mine. Deoarece eu știu că eu aspun mâna nu doar pe Hârleț, dar dacă ați trebuie să-i fugăresc, aspun mâna și pe Mantirovcă. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.